ce fac în prezent nu are nicio legătură cu ce m-am pregătit. Da, am absolvit facultatea de drept, după care am urmat cursurile Institutului Diplomatic Român și în prezent am ajuns să creez bijuterii. De unde până unde e o pasiune veche de-a mea. Și totuși, în toată perioada asta, ca ce ai lucrat? Am lucrat în imobiliare foarte mult timp. Am fost interpret română-italiană la Institutul de Comerț Exterior Italian. Am lucrat ca redactor câțiva ani. Redactor unde? La o editură străină. După care, prin 2009-2010, mi-am urmat visul, acela de a începe, de a crea bijuterii, și l-am pus în practică. Te opresc puțin pentru că știu că, de fapt, tu ai început cu desenatul bijuteriilor, da? Da. De acolo a plecat, de fapt, pasiunea ta stă în desenatul bijuteriilor. Da, dar pot să și spun de unde a plecat pasiunea mea, ca să înțelegi. Pasiunea mea a plecat, mai exact, am fost foarte atras de epoca victoriană, da? Când Alexandrina Victoria, cea mai tânără regină a Marii Britanii, a stimulat foarte mult creația de bijuterii. Este o epocă care m-a influențat foarte mult, care m-a atras foarte mult și de acolo m-am inspirat. Am început să desenez, am început să pun pe hârtie fiecare idee pe care o am. De la zi la zi prinde contur ca desen, ca bijuterie, după care pleacă la atelier și începe propriu zis creația ei. Da, pas cu pas, la fel se lucrează de la zi la zi, toată execuția este exclusiv manuală, până ajunge... Cam așa. Cam așa, da. Aici avem un inel botezat pe numele lui de Celticum Crucis Ring, din colecția victoriană. Este făcut în aur roz de 18 carate, avem centralul rubin, după care avem safire și diamant. Și mai ai acolo un fluture? Da. Foarte frumos. Da, Victorian Butterfly Ring. Extravagant, aș zice. Așa este. Aur galben 18 carate. La fel, avem diamante, safire și două rubine mici care dau o pată de culoare bijuteriei. Crezi că există public? Există piață pentru bijuteriile astea la noi? Da, bineînțeles. Atât la noi cât și pe restul Europei, restul lumii. Clar este un public mai restrâns, pentru că amator de așa ceva trebuie să fie cu o anumită personalitate. Trebuie să fie cu o anumită personalitate, cu un anumit buget, presupun. Cu anumite personalitate, cu un anumit buget, clar, da, normal. Și mă gândesc că trebuie să-i placă foarte mult bijuteriile, ca să ajungă să poarte. O fire artistică, o fire efervescentă, ar fi potrivit cu siguranță.